Deci cu prima noastră invitată, una dintre primele vedete care și-a pus implanturi de silicon în România, dar acum n-ar mai fi făcut asta cu mintea de acum și nici altele. Vorbim despre efectul operațiilor estetice cu una dintre cele mai asumate vedete din România, nonconformista Daniela Gheorfi, însoțită de doamna doctor Carmen Giuglea. Ce frumos! Să rog, doamna doctor, ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine, acum sunt dumneavoastră. Vă rog frumos să poftim pe canapea. Bună ziua! Parcă sunt o epavăcică, mama, eșuate, operațiile estetice. Nu, mai n-am zis mă așa. Tu ai declarat la un moment dat că dacă ar fi fost să-ți mai faci tu... Da, da, de acolo m-aș gândi altfel. Dar așa m-ai prezentat, că m-am gândit, bă, să iau un baston. Să mă prezint, uite așa. Nu, te rog, să luăm un loc aici. E chiar o contrazicere în echipa redacției noastre. Avem un coleg care spune că tu ești prima vedetă din România care ți-a făcut implantul de silicoane? Nu. În România? În România. Adică în România? În România, da. Celelalte vedete și-a făcut în străinătate, adică? Nu, în România, din România, nu sunt prima persoană publică care și-a... Deci în 2000, când mi-am făcut operație, nu am fost prima. Eu m-am dus invitată într-o emisiune și gazda emisiunii avea niște sâni foarte frumoși. Și cine atunci, ei, nu pot să zic că dacă nu recunoaște nimeni, ce vrei secrete, să zic? Secrete. Ah, ok. Ei, o Mihaela doamnă frumoasă. Mihaela Rădulescu? Da, care arată foarte bine și acum. Și mi-a plăcut foarte mult. Și, mă rog, mi-a spus la cine și-a făcut, m-am dus, am discutat, dar nu mi-a făcut la același doctor. Ea și-a făcut tot în România? Da. Deci nu ești prima care ți-ai făcut în România? Nu. Deci Andrei Dobrogea, dă-ți două palme și ai pierdut o bere. Nu, să stea la colț cu piciorul... Nu, pă, nu e mă prima care și-a făcut în România, că și Mihaela Rădulescu tot în România. Asta spunea. Cu genunchii pe astea de... Foarte buni chirurgii plastici din doamna, România. Iertați-mă, doamna doctor, ați prins pur și simplu și o ședință cu colegii care sunt în regia de emisie. Doamna Carmen Giuglea, oameni buni, a venit să ne spună în felul următor. Aveți grijă când vă duceți să vă faceți operații estetice, că s-ar putea să regretați la un moment dat, corect? Sau dacă nu le faceți când trebuie, cum trebuie? Mesajul meu aș vrea să fie următorul. Ia. În România există foarte mulți chirurgi plasticieni foarte bine pregătiți. Da. Care pot face lucruri absolut minunate, doar că, din păcate, chirurgia estetică devenind de o vreme încoace foarte dorită și foarte, oarecum, accesibilă, dar și datorită mass mediei, toată lumea dorește să facă. Cred că mai mult social media, că Instagram-ul, TikTok-ul și Facebook-ul îți arată în ultima perioadă tot felul de modele pe care vrei și tu să le, exact, să le urmezi. A devenit o modă să apelezi la chirurgia estetică și atunci a implicit și chirurgii esteticieni. Unii dintre ei au răsărit ca ciupercile după ploaie, exact, nefiind specialiști, practic. Deci, da, dragă telespectatorule sau telespectatoare, sau, pentru că și pentru bărbați e varianta aceasta, evident, aveți grijă când vă duceți, unde vă duceți, pentru că este important medicul, că dacă nu, s-ar putea să-ți pară rău. Corect? Da, din păcate se pot face lucruri care sunt regretabile. Și nu mai poți să îndrepți câteodată. Poți să îndrepți, dar cu anumite consecințe care ar putea fi evitate. Adică să faci operație la operație. Deci operație la operație, mai bine o faci din prima bine cum trebuie. Da. Păi da. Și acum o întrebare pentru cei de acasă, dacă ar fi, de unde știi care e medicul care îți trebuie? Că foarte mulți acum, tot datorită social media, își fac foarte multă reclamă. Da, unii promovare. Au mai mulți bani în promovare, unii mai spectaculoși, atunci poate cazi într-o capcană. Trebuie să fii un pic mai circumspect atunci când alegi informațiile și să nu alegi primul doctor care ți iese în cal. Da? Să încerci să afli mai multe lucruri despre acel doctor. Pentru că mulți dintre noi sunt medici care au și formație de chirurg plastician. Da. Da? Ceea ce este foarte important în chirurgia estetică, pentru că îți dă o siguranță, te ajută să rezolvi orice problemă ți apare în partea asta de chirurgie estetică, lucru pe care nu-l poate face un chirurg estetician proaspăt ieșit, să zic, de pe banca școlii, care a ars etape în pregătire. Și Daniela, atunci... Daniela, tu ești una dintre persoanele care ai spus, domnule, eu mi-am făcut implantul și... Da, și uite, acum vorbesc, i-am spus doamnei doctor și recunosc, deci am 3 operații la sâni făcute, implant, deci de 3 ori m-am operat, în speranța că îmi vor rămâne pe vecie, vorba mea, așa cum trebuie. Din păcate, nici acum nu sunt așa cum ar trebui. Uh-huh.
Dar asta îi spuneam că mi-este foarte frică. Adică nu cred că mai, nu mai suport, pur și simplu. Nu adică mai n-ai mai face pasul ăsta. Nu. Dar la tine prima dată când ai făcut n-a fost cum trebuie de la început? Prima dată mi-a pus subt glandă. Și este normal că asta este important. Când mă duc la doctor și spun eu vreau numărul 10 la sutien, fiind de specialitate, spune tu la toracele tău, te ia, te măsoară, nu știu ce, vezi că tu trebuie să porți atât, dacă vrei mai mult, uite, acestea sunt riscurile, dar îți dai seama că fiind în 2000, erau probabil și la început, la neam. Așa, era chiar de estetică. Îți dai seama, și atunci, clar, după câteva luni au început să mi se lase. După aceea... Pentru că erau prea mari. Erau prea mari și mi s-au lăsat. A doua operație am pus tot așa, mi-a spus haide să ți pun sub mușchi. Mi-a pus sub mușchi, a fost totul bine și frumos, am născut-o pe Maria și m-am lovit. Și mi s-a crăpat o proteză, un implant. Și a trebuit să-i schimb. Și tot așa, din gură în gură, mă rog, mi-a sfătuit o persoană publică, da, du-te acolo, după ce am aflat că de fapt ea nu se operase acolo, dar în sfârșit asta nu mai contează. Are dreptate, trebuie să te informezi. Tocmai de asta doamna doctor Carmen Giuclea a zis că are o campanie de informare, că oamenii să fie pregătiți, corect? Sincer, mi-aș dori foarte mult să ne ajutați în acest demers. Suntem aici la dispoziția cadrelor medicale. Pentru că... Păi de asta sunteți aici, să ne spuneți cum e campania. Da, chiar și Societatea Română de Chirurgie Estetică are o campanie acum în care dorește să informeze publicul larg despre beneficiile, dar și riscurile și posibilele eșecuri ale intervențiilor chirurgicale, tocmai pentru că lumea nu știe, dar nu este informată. Deci când începe campania sau cum o să afle oamenii sau unde pot să caute? Deci deja a început, sunt niște live-uri pe social media, pe Facebook, da? În care colegii de-ai mei aleg câte un subiect și discută pe această temă. Va continua. Dar unde pot să caute cei care vor să se uite acum exact un loc, da, o adresă? Pe Societatea Română de Chirurgie Estetică. Societatea Română de Chirurgie Estetică, caută acolo pe Facebook și poți să afle mai multe lucruri care îi interesează ca să nu greșească când vor lua o decizie, n-aș face o vreo intervenție. Oricum, ceea ce trebuie menționat pentru toate fetele care doresc să arate ca cineva de pe Instagram, cineva care are nu știu câte filtre, nu poți să arăți așa. Adică trebuie să fii foarte conștient când te duci la un doctor și el să fie foarte fair, să spună tu nu poți să arăți ca, un exemplu, ca și Kim Kardashian, pentru că uite, ai alte trăsături, ai și așa. Și exact cum a fost la tine, ai altă conformație a corpului, altceva. Exact, adică fiecare trebuie să se gândească că trebuie să se consulte și doctorul trebuie să fie foarte cinstit să spună, domnule, asta pot să fac pentru că așa îți stă... Da, uite, avem doctori buni chirurgi esteticieni în România? Avem. Da, avem, da, unii, chiar da, chiar da. Unii top, adică cunoști, la un moment dat am câțiva prieteni care au ocupat pentru silicoane pe un an, doi ani de programări. Așa este. Unii dintre chirurgii esteticieni și-au ales o anume intervenție chirurgicală și o fac numai pe aceea și ajung să o facă cu niște performanțe superioare, normal. Alții au o paletă un picuț mai largă de intervenții. Deci, pe care le... Societatea Română de Chirurgie Estetică trage un semnal de alarmă și spune, domne, informați-vă când vă duceți să luați o decizie pentru o intervenție chirurgicală, corect, estetică. Corect. Și acum... Și nu numai, și pentru partea nechirurgicală, da? Respectiv injectări. Din păcate, sunt foarte mulți medici care nu au competența să o facă, pentru Că, mă rog, conform curiculei de pregătire a noastră, numai chirurgii plasticieni și dermatologii au dreptul să facă, să injecteze acid hialuronic, toxină botulinică, exact. Și, din păcate, pe piața largă, oferta este... dată și de stomatologi, de... Și de cosmeticiene. Și de cosmeticiene. Asta mi se pare foarte grav. Da. Aici nu... Da, dar, mai ține mai că am avut și doctori esteticieni care nu știu ce meserie aveau, am avut și parcă angii care operau, adică paleta e foarte largă. Vedeți, dar știți că mă întreb acum, sunt poate oameni care se uită și zic, domnule, dar unde să te informezi? Adică unde? Ok, poate nu ai Facebook-ul la îndemână, sau cum să faci ca să știi că nu greșești?
știți cum e, că până la urmă recomandarea din gură în gură, asta este cea mai... Exact. Și Daniela da, e dovada clară, la un moment face, uite, du-te acolo că da? Te repară, dar persoana aia nu fusese, adică... Aici mai ține și de onestitatea oamenilor care da, îți dau informația, da. Altfel, tot internetul este cel care te poate ajuta, da? Respectiv să fii convins că atunci când te adresezi unui medic, să-i cauți un CV, da? Să adică vezi să nu exact te duci ce... pur și simplu doar că ți-a zis cineva că e bine, da, să știi, trebuie să verifici și e tu. E bine să verifici. Scuzați-mă că intervin, am fost eu prima dată când mi-am pus fațete la o mare clinică. Și nu știam fațetele de ce dentare. Sunt, da, nu știam de ce sunt terminată la față, că mă strâmbdam când așa. Bun, deci făcusem infecție, am fost cu totul la un cabinet ca să, mă rog, nu știu ce vreau să fac la buze, așa. Și mi-a zis, zice, dar ce probleme ai la dantură? Și m-am uitat așa, zice, da, ce probleme am la dantură? Du-te, fă-ți o radiografie. Și m-am operat de dor, mă rog, la pomezi. La gingie. Da. Nu, ce pomezi, gingie. Deci toată lumea zicea că sunt operată la față, când eu de fapt aveam, ascundeam din cauza fațetelor. Și fațetele sunt o problemă și îți spun sincer că m-a operat tot așa un, sau mă rog, m-a rezolvat, ca să spun așa, din punct de vedere al medicinei, da? Un doctor foarte tânăr care nu era foarte... Păi și tu deci, cum ai te-ai dus la ăla? Nu știu cum i-ai găsit mătunele pe toți ăștia. Deci, nu cum am... Tocmai că la pomul lăudat să nu te duci cu sacul. De asta spun că trebuie să te duci. Și te-ai dus la stomatolog și ți-a pilit dinții prea mult? Sau nu știu ce mi-a făcut, că m-a... N-a fost nici ce trebuie, nici aici. Nu, a doua oară, da. A doua oară. Păi da, tocmai de asta doamna spun. Carmen Năjuclea este aici să spună: băi, oameni buni, documentați-vă, nu căutați seamnă... că să nu vă duceți de două ori ca să reparați. Important este să nu te duci dacă ai auzit de un nume foarte sonor care toate, poate toate vedetele le face reclamă, că de fapt despre asta cred că este vorba, pentru că are bani să promoveze și așa mai departe față de cineva care este foarte stăpân pe el, da, pe meseria lui și... N-ai drum să știi cum e. Asta este. Dar știi ce vreau să vă întreb? Nu puteți să faceți o listă de asta cu aprobată de să vină să dea examene, cum dăm noi, pentru șoferi, pentru ceva? Să vină la Institutul de Medicină Chirurgicală, nu știu ce zic, chiar dacă-s medici, să vină cum ar veni, să vină cineva, să zică, da, bună ziua, aveți 10 puncte, aveți... Există examenul de specialitate care, în principiu, odată absolvit, îți dă dreptul să îți faci profesia de chirurg, da, plastician, estetician. Mă gândesc cum ar fi o da? De acasă, nu adică e. Să știi să te duci, bă, unde trebuie. E, da, așa sunt și mulți care, cum vă spuneam, nu au specialitatea noastră și totuși fac. Aici... Și e o lume foarte greu de stăpânit. Adică se mai încearcă să se ia măsuri sau să atragă atenția, da? Dar nu întotdeauna se reușește să e ca și cum să se facă selecția. Campania noastră e un fel de o picătură într-o... Cam așa ceva. Nu? Într-un da, pahar de apă. Trebuie să se înceapă de undeva. Măcar să fie o picătură colorată într-un pahar de apă, să se coloreze, exact. Să se coloreze tot, apa, să se tragă da, un semnal da, așa da, de alarmă și să înțeleagă oamenii cât de bine este să te informezi înainte. Că asta de fapt da, este e foarte tot. Important. E foarte orice important. Faci, să te duci. Și știți ce mi se pare mie foarte tare? În străinătate și citind tot felul de lucruri, există a doua opinie. Adică te duci la un medic, îți spune ceva. Ok, notez și mai duci o dată, da. Și aici da. Ar fi foarte bine de făcut. Da? Sunt paciente care vin și recunosc și la mine că știți, am mai fost în altă parte, dar am vrut să mai văd încă o părere. Ceea da. Ce e de admirat da, asta. Absolut. Adică e bine de făcut de două ori o verificare, ca să spun da, așa. Da, tocmai nu e bine să te duci cu capul înainte, doar la ceva mai este important, dar și mai este important că nu trebuie să te iei după toate pozele, de exemplu, un doctor, da? Nu știu, că e un doctor, pozează, am făcut operația cu tare, îți arată cum... Da. Știi, de multe ori pozele și ceea ce vezi nu este chiar realitatea. Și sau atunci, nu sunt ale lor, da, mai rău. Da, da asta e mai greu, că nu sunt da. Nici ale lor. Și atunci, eu cred că în ziua de astăzi ai acces la informații și te poți duce și da, poți... Da, dar tocmai asta e periculos, că în ziua de astăzi ai acces la atât de multă informație care poate care să te păcălească, pentru că, de exemplu, eu citesc tot felul de lucruri pe net, inclusiv despre mine sau despre lucruri pe care le-am făcut și n-au nicio treabă cu realitatea. Dar internetul suportă orice. Nu există niciun filtru. De asta zic că oamenii trebuie să se documenteze și nu e ușor să facă treaba asta. Corect. Chiar nu e ușor. Păi mai ții minte că am venit cu George la tine? Mai ții minte? Da. Da. Da, asta este. Despre asta este vorba. Acum, deci Daniela, tu ai făcut implantul de sân de 3 ori? Da. Fațetele de 2 ori? Da, ce da, ieșit din prima? Nasul, dar ținând cont că n-am avut așa un nas, de fapt, nu știu, îmi căsuse zgârciul de aici. Da, și m-am dus și m-am operat, care
Da. Da, m-am dus, mi-a ieșit din imagini din vremea aia. Da, uite cum aveam nasă și cum îl am acum. Și sunt foarte mulțumită, de din sunt foarte mulțumită, foarte mulțumită. Dar i-ai făcut a doua oară, nu? I-am făcut a doua oară și asta vreau să spun, că mi-a făcut un doctor tânăr. Deci eu când l-am văzut așa tânăr, m-am uitat așa la el. Și la mine. Bine? Da, și mulțumesc pe viață. Bine. Primul n-a făcut bine. Primul n-a făcut bine. Primul ți-am zis că era un mare, deci un mare cabinet, o mare bază. Și e multă reclamă. Multă reclamă, toată lumea mulțumită. Vom lăudat, cum ai zis-o. Da. Și la doctorul acesta, tot timpul am spus că îi mulțumesc pe viață. Tu îți dai seama dacă m-am operat de două ori. Daniela, vrea să fim sinceri aici în fața domnului doctor Carmen Giuclea, să ne spui unde îți faci botoxul. La cosmeticiană, A, B, acasă, C, în bucătărie, D, la ștrand? La, nu știu, la ștrand, nu. Sau te duci la un medic specialist? Mă duc la un medic specialist și de ceva timp, eu știu că sunt tot felul de povești despre mine, cum că aș fi operată din cap până în picioare ca Michael Jackson, dar sunt departe de așa ceva și mă bucur că stau cu o doamnă doctor care știe ce înseamnă operațiile. Nu, pic, eu n-am auzit asta. Ce ți-a zis cineva că ești operată din cap până în picioare și că Michael Jackson? Păi asta vreau să spun, că dacă citești despre tine ce ai făcut și ce faci, eu te uiți. Există Michael Jackson în altă parte, crede-mă. Știu, dar nu contează. Mă duc la un doctor de specialitate cu buzele tot așa îngreșite, că mi-a migrat soluția, nu știu cum, m-am dus și m-am enervat și mi-am dat toată soluția jos și sunt și eu normal, cum ar trebui să fie, dar îmi fac toate astea, îmi fac botox, îmi place să-mi fac buzele din când în când, să mai mi le umplu puțin, chiar vorbeam cu doamna doctor ce pot să fac la față, să-mi fac niște injectări sau de la ce un moment dat. Mă arăt foarte bine. Mă arăt bine, dar ca să arăți bine, trebuie să faci anumite lucruri. Și când nu-ți mai plac anumite lucruri, asta nu înseamnă că îți faci operație sau nu știu ce. Îți faci niște lucruri în primul rând pentru tine. Eu am 50 de ani, mie îmi place, doamne, să arăt bine. Și ca să pot să arăt așa, fac anumite lucruri. Acum ce vreau să te întreb, te întrebi pe doamna doctor, când te duci la, îți faci o intervenție, nu iese bine, îți mai faci alta, nu iese bine, nu intri și în depresie, adică nu te dărâmă chestia asta mai tare? Ba da, pot apărea aceste, nu? Aceste eu nu, probleme. Acum depinde de psihicul fiecarei persoane în parte. Sunt altele care doresc să repare și ajung să fie mulțumite. Da? Altele care poate că au așteptări nerealiste. Există și asemenea persoane care mereu sunt nemulțumite indiferent ce li se face. Da. Aici asta trebuie mare fost grijă. Eu. Glumesc. Nu, glumesc. Deci, pentru cei de acasă, să știți că acest moment este o campanie de conștientizare în care încercăm să le spunem celor de acasă, bărbații, femei, nu contează, mergeți de 2-3 ori să vă verificați, să controlați, să aflați mai multe date despre doctorul respectiv, adică nu din prima, nu vă grăbiți. Da, și la fete, în special cele care încep, că nu cred că există o vârstă, probabil după 18 ani, ceea ce ne dorim, deci să fim ca nu știu cine, da? Trebuie poate nu știu cine este pozat cu 7000 de filtre, adică trebuie să fim foarte realiste. E foarte frumos că trăim în această epocă. Eu sunt foarte mult, îi mulțumesc lui Dumnezeu și mamei mele că m-a născut. În anul ăsta, că zăi, dacă ne nășteam în erau toți la fel, n-aveau operație estetică. Păi n-aveam, dar nu era nici bine, ce vrei să te mint. Așa poți să-ți faci anumite lucruri foarte, foarte normale, foarte firești. Adică hai să nu ne dăm, eu nu-mi fac niciodată nimic. Pa da, no. Îți faci atâta timp cât să arăți bine și să fii ok cu tine. Da. Ia spune, ce comentează oamenii? Nu. De ce? Citeam, cum? Da, nu. Citeam pe mesaje, ia să vedem aici. Mesajele. Să știm cum stăm. Ce anume să vedem, Andrei? Că pe toate site-urile ziceau că scriau că tu ai fost prima vedetă care ți-ai făcut. Nu. Eu am fost prima care m-am recunoscut, da, și colegii sunt foarte... trebuie să mai verifice și ei din 3 surse, știi, de la operațiile estetice. Din 4, 5 mai surse. Suni, bună ziua, bună ziua. Da. Mie, oricum, decât să spui chestia asta, că arăți bine, că ai mâncat pătrunjel, că faci yoga, că bei la apă. La pătrunjel, că... aveam o artistă, îi creșteau sânii domnul de la pătrunjel, și declara pătrunjel. Să ne dea și nouă rețeta. Da, 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 chiar a zis, e o artistă foarte cunoscută. Și spunea de treaba asta. Să știți că am luat și telefonul telespectatorului să vedem cum stau lucrurile. Am avut și o întrebare astăzi, dacă sunteți de acord cu operațiile estetice. 32 de persoane, 32% zic da. Restul nu, niciodată, știu. Restul 68% nu, niciodată. Da, da, știu, știu, cunoaștem. Așa. Alegerea fiecăruia. Da, e alegerea fiecăruia. Acum stați să citim câteva mesaje. Încerc să, acum se activează. Tu zici că suntem pregătite. Da. Psihic. Vedeți, eșecurile și problemele care pot apare
și de care se află, scad și încrederea în profesionalism chirurgiei estetice adevărate. Stați liniștită, da? Că nu toți oamenii care spun că, vai, eu nu niciodată, cum m-a făcut asta Dumnezeu, adevărat, da. Cred că 10% dintre ei spun ceea ce, adică asta simt. Restul spun că nu și vezi, văd colegii de ale mele care vin la tine, sunt seama cu mine, le-am văzut eu la doctorul estetician și le spun, înțeles. Fac yoga, nu mănânc carne, stau în cap, beau apă, meditez, mă duc nu știu pe unde, mănânc sare, nu mănânc, deci vrăjeli totale. Hai să, că dacă... Am cunoscut-o pe Daniela acum 25 de ani și arată foarte bine, cred că ar fi fost bine și fără operații, zice cineva care te cunoaște. Nu mai ești cum ai fost, nu te mai recunosc. Te întreabă cineva unde ți-ai făcut fațetele, pentru că ai zis că ți-a ieșit bine. Acum nu putem să spunem. Nu putem să spunem, o să spunem măcar cum îl cheamă pe doctor, prenumele. Jona, îi mulțumesc din suflet că m-a ajutat. Să-mi salvez imaginea. Nu e vorba de imagine. Tu știi ce înseamnă să ai infecție la dinți? Asta înseamnă că se duce ușor, ușor către creier. Și ai avut chestia asta? Dacă am fost operată de două ori, s-a omorât omul ăsta, s-a muncit cu mine un an jumate. Mi-a numai... fost o complicație infecțioasă după fațetele alea și... Adică la fiecare dinte să-ți iasă... Asta e, am avut chinion. Zice cineva că sunt scumpe operațiile estetice. Păi... Sunt niște intervenții la cerere. Acum, exact, nu e o necesitate. Da, chirurgia estetică este un lux în principiu. Acum, știți cum, de asemenea, pentru că oferta a crescut atât de mult, normal că, cumva, consecința a fost și scăderea prețului. Dar aici, iar trebuie foarte bine cântărit. Dacă te duci într-un loc unde este foarte ieftin, poți să-ți pui o problemă de ce e atât de ieftin, pentru că, până la urmă, un chirurg care are în spate... Da, ani de școală. Exact. Poate și trebuie să-și permită să aibă un anume standard. Tarif și da. Standard. Cineva zice să o salutați pe Maria, îmi plăceau întrebările ei, Măruță răspunde, gata, am salutat-o pe Maria, prietena noastră, Maria Gheorfi, cea mai tânără colegă de aici, de la emisiunea noastră. Sunt multe mesaje, oamenii interesați de subiect. De ce, dar ceva care de rău nu spui nimic? Păi tu nu, care spui? Nu, pe cuvânt, dar nu e, uite, eu nu susțin operațiile estetice, acum fiecare cu părerea lui. Urmărim emisiunea mereu, toată familia, adică dacă e ceva, zic, da, fără nicio problemă. Problema este că... Normal, când ești tânăr sau nu neapărat, la 18-20 de ani spui, domnule, nu contează, sau la 30 sau la 40, dar la un moment dat contează. Și cred că și la femei și la bărbați, când apar cearcănele, când vezi că volumul buzelor nu mai e așa, când vezi că nu mai ai păr, când vezi că aia, când vezi că dinții nu-i mai ai în gură, când vezi că mai te lasă una alta, mai te duci la un doctor, te mai repară puțin, mai capeți un pic de încredere în tine, hai că e bine. Mergi mai departe. Ușor, mergi mai departe. Acum, lăsând gluma la o parte, informația este foarte importantă, duceți-vă la 2-3 medici. Și da, puteți aflați mai multe din live-urile de pe Facebook, cum ziceam, la Societatea Română de Chirurgie Estetică, da. Doamna doctor Carmen Giuglea, vă mulțumim mult de tot. Doamna artistă Daniela Gheorfi, de asemenea. Le mulțumim. Bine, domnișorul. Vă mai așteptăm pe la noi pe aici, Cătălin. Pe la emisiune. Să rămână. Vă pupăm.